Bun găsit în locul unde proiectele de casă sunt la ele acasă. De data asta am pentru tine o fabuloasă casă cu mansardă și garaj dublu care arată absolut fantastic. Nu-ți mai ceri 2 minute din timpul tău prețios pentru a vedea acest proiect de casă, ci îndrăznesc să-ți cer mai mult. Îți propun să rămâi 4 minute alături de mine și vei vedea o prezentare de vis a acestei case superbe. Și de cumva ți se va părea că ai pierdut timpul aiurea pe aici, ai la îndemână butonul de dislike. Eu știu că o să dai like, nu ai cum să nu iubești casele bine făcute, construite cu pasiune, urmând o arhitectură modernă. Așadar, dacă vrei să vezi foarte multe imagini din interior și exterior, dar și planurile traduse cu compartimentarea, rămâi alături de mine. Pe scurt, casa este compusă din următoarele încăperi: 4 dormitoare, 3 băi, birou, bucătărie, living room, garaj dublu, dar și alte camere auxiliare indispensabile unei case noi și moderne. Această casă modernă atrage atenția încă de la prima privire printr-o lucarnă spectaculoasă aflată chiar la intrare, în latura dinspre strada a casei. Intrarea este accentuată printr-o ușă dublă, solidă și cu un design modern. Întreaga locuință beneficiază de ferestre mari și luminoase, strategic amplasate, astfel încât lumina naturală să fie utilizată din belșug în cea mai mare parte a zilei. Atât exteriorul, cât și interiorul beneficiază de finisaje moderne, punându-se accent pe combinația dintre alb, lemn și lumini LED, rezultând oferirea de spații bine organizate și spațioase. Locuința P+M de astăzi are o amprentă construită la sol de 164 metri pătrați și o suprafață utilă totală P+M de 209 metri pătrați, împărțită între parter, 123 metri pătrați, și mansardă, 86 metri pătrați. Se poate construi pe parcele de teren de minim 500 de metri pătrați, cu condiția ca lățimea dinspre stradă să fie de minim 24 de metri. Eu îți recomand să folosești acest proiect de casă pe terenuri mai întinse pentru a-i pune în valoare frumusețea și arhitectura specială cu care arhitecții au înzestrat-o. Înălțimea la coama acestei case este de 8,14 metri, iar suprafața acoperișului este de 232 metri pătrați. Conform proiectului, sistemul de construcție este bazat pe o fundație din beton armat cu zidărie din cărămidă poloterm de 25 cm și o izolație exterioară cu polistiren de 20 cm grosime. Rezultă că locuința va avea o bună eficiență energetică, fapt tradus prin costuri scăzute cu întreținerea. Sistemul de încălzire este în pardoseală și poate fi bazat pe o centrală pe gaz sau combustibil solid. Plan parter. Intrarea în casă se face la adăpost unei mici verande și prima încăpere tranzitată este un mic vestibul. De aici putem accesa bucătăria și cămara în partea dreaptă sau putem accesa garajul dublu în partea stângă. Dacă înaintăm, vom ajunge în camera de zi care este fabuloasă și se află în centrul casei. Din acest living avem o priveliște superbă afară și avem acces la o terasă foarte utilă. Tot de aici putem accesa bucătăria, biroul și baia, dar putem accesa și zona de la mansardă. În total, la parter, avem o suprafață de 123 metri pătrați. Plan mansardă. În cei 86 de metri pătrați de suprafață ai mansardei, avem 4 dormitoare, 2 băi, dar și alte încăperi adiționale. Cel mai mare dormitor are suprafața de 16,7 metri pătrați și dispune și de un dressing și de baie proprie. Are și acces la un balcon exterior de unde poți admira priveliștea din zonă. Mai avem aici un dormitor de 12,8 metri pătrați și alte două dormitoare a câte 11 metri pătrați fiecare. În concluzie, eu cred că acest proiect de casă cu mansardă și garaj dublu are toate aturile pentru a fi implementat. Suprafața utilă generoasă, camerele spațioase și luminoase, dar și aspectul exterior modern fac din această casă cu mansardă una dintre cele mai frumoase case ale anului 2021. Ție cum ți se pare acest proiect de casă? Lasă un comentariu mai jos cu părerea ta. La revedere!